Slăvit să fie Domnul. Evrei 10 cu 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Aș vrea să medităm puțin la versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Noi ne aflăm între cele două veniri ale Domnului Iisus. Veniri vizibile de oameni. Că Domnul între noi, conform Matei 18:20, unde sunt 2-3 adunați, eu sunt acolo. Domnul Iisus e aici. Dar vorbim de cele două veniri pe care le-au văzut oamenii. Între prima venire a Domnului Iisus, când a venit ca mântuitor, și a doua venire, când va veni ca judecător. Deci noi acolo ne aflăm, între aceste două veniri. Prima venire a fost de mult, de acum 2000 de ani aproape. A doua venire e foarte aproape, suntem chiar lipiți de ea. Spunea autorul epistolei, încă puțină, foarte puțină vreme. Acum, prima venire e foarte importantă. Acolo a început planul de mântuire să fie pus în aplicare, așa cum vorbeam adineaori, da? Deci e foarte important să vorbim de venirea Domnului Iisus. Că nașterea Domnului n-a fost pe 25 decembrie, asta e altă problemă. Noi nu putem să rupem foile de acolo și să nu predicăm de venirea Domnului. Noi am predicat de venirea Domnului și în decembrie, și în august, și în martie, când ne călăuzește Domnul. Că noi câteodată, eu îmi imaginez niște creștini mergând așa cu capul la spate, asta e altceva. Cu o lună de zile predicăm, cântăm, colindăm, recităm, facem poeme de venirea Domnului, și când întoarcem capul, ne izbim de a doua venire, aceea ca judecător. Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere ca să ne gândim și la a doua venire și să ne pregătim pentru aceasta. Acum, ca să vorbesc de a doua venire, momentul când va fi, nu știu. Spune Matei 24:35, cât despre ziua aceea, ceasul acela, nimeni nu știe, 36, nici fiul, nici îngeri, nici numai Tatăl din cer, nu știu când va fi. Ca să vă spun cum va fi, iarăși nu știu. Vorbește Scriptura cu aproximație ca să putem noi înțelege. Eu aș vrea să vorbesc alt lucru despre venire. Modul în care trebuie să ne pregătim. Dumnezeu nu satisface curiozitatea cuiva. În 2 Petru 1,5 spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră faptă, cu faptă cunoștința. După aceea, Evlavia Frânea, dragostea de frate, iubirea de oameni. Am întâlnit unii care cred, dar credința lor nu o unesc cu fapta. Ei ar vrea să o unească cu cunoștința. Eram odată într-o biserică și cineva m-a abordat și mi-a spus, frate Dragoș, vis-a-vis de răpirea bisericii, sunt trei teorii. Că va fi înainte de necaz, că va fi pe la jumătate necazul, sau că va fi după ce trece necazul. Dumitale, ce părere ai? Eu m-am uitat la el și i-am pus o întrebare. Ești născut în familie de pocăiți? Da. Câți ani ai? 26. Ai primit botezul în apă, ești botezat? Încă n-am apucat, dacă am venit, eram în străinătate la lucru și n-am apucat. Dar ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Și că n-am fost la stăruință. Și atunci ce te interesează răpirea?
Dacă nici nu ești botezat în apă, nici cu Duhul Sfânt, de ce mă întrebi tu pe mine de răpire? Că doar oricum n-ai parte de ea. Oamenii sunt tare curioși. Când va fi? Cum va fi? Rămân la al treilea gând. Cum trebuie să ne pregătim noi pentru venire? Că la prima venire am întâlnit între evrei cel puțin trei categorii de oameni. Posibil să le întâlnim și la a doua venire. La prima categorie de oameni am întâlnit oameni nepăsători și ignoranți. A doua categorie de oameni, oameni confuzi, oameni amăgiți. A treia categorie, oameni sfinți și călăuziți de Domnul. Să explicăm. Oameni neștiutori și ignoranți. Oameni cărora nu li păsa de venirea Domnului. A spus Domnul în Deuteronom că va scoate un proroc ca mine. Pe ei nu-i interesa. Mergeau la templu după lege, împlineau, aduceau jertfele, făceau ritualul și plecau acasă. Nici nu erau foarte interesați. Că preotul lor, spune Ioan 7, un verset cu 49, dar poporul acesta care nu cunoaște legea e blestemat. Aduceți-vă aminte că au venit de departe niște magi la Irod și l-au întrebat unde-i pruncul născut de curând. Știau ei unde-i pruncul născut de curând, dar n-arată Biblia că s-ar fi dus și ei să vadă. Nu i-o interesat. Oameni nepăsători și neștiutori. A doua categorie, oameni confuzi, oameni amăgiți. Pentru că vin magii, îl întreabă pe Irod, unde e împăratul de curând născut? Irod întreabă pe cei ce știau. În Betleemul din Iuda, Matei 2, 4 și 5, da? Că uite ce scrie, profeție, și tu, Betleeme, frata, nu ești nici de cum cea mai nesemnată cetate, că din tine se va naște căpetenia poporului. Deci oamenii ăștia știau. Hristos a născut în Betleemul din Iuda. O dovedit dumnezeirea lui, o făcut minuni, o vindecat morți, o eliberat oameni de duhuri necurate, o înviat morți, o vindecat bolnavi, o mulțit pâinile, o potolit furtuna. Nu erau astea semne că Domnul spunea, dacă nu mă credeți pentru cuvintele, credeți pentru lucrările care le fac. Știau că s-au născut acolo, au văzut lucrările. Și în Matei 26 cu 63, marele preot vine la Hristos și îți spune, te jur pe Dumnezeu, spune-mi, ești tu Hristosul? Câtă confuzie! Dar nu știi că e Hristosul? Nu știi că trebuia să nască în Betleemul din Iudeea? N-ai văzut minunile care numai Dumnezeu le putea face? Te jur, spune-mi, ești Hristosul? Și Domnul îi spune, da, sunt. Încă vei vedea pe Fiul omului venind pe nori. O crezut? Și-o rup hainele, ajunge, nu mai avem nevoie de martori. Pentru că în mintea lui era multă confuzie. Așa ca și la ucenicii pe drumul Emausului. Să alături un străin, ce cu vorbele astea între voi? Cum te e singurul străin, nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim, cu Iisus, proroc puternic în fapte și în vorbe? A fost răstihnit, noi trăgeam nădejde, dar l-a îngropat. Bancă niște femei de ale noastre mi-au pus în uimire că ar fi fost la mormânt, ar fi avut o vedenie de îngeri care au spus, nu e aici, o înviat. Ce era în capul la oamenii ăștia? La ucenicii Domnului. Și le spune Domnul, o, nepricepușă, zăbavleți cu inima când e vorba să pricepeți tot ce au spus Scripturile. Erau confuz. Erau amăgiți. Și a treia categorie, oameni sfinți, și călăuziți de Domnul. Bătrânul Simeon, mânat de Duhul, s-a dus în templu. A luat un bebelaș în braș, un copilaș mic. Și a spus, și acum, Doamne, slăvoa de pe robul tău în pace, că ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Care era mântuirea lui Israel? Un copil nou născut a dus în templu. Dar era călăuzit, că Duhul l-a mânat în templu și Duhul i-a spus, asta e mântuirea lui Israel. Eu să socotesc că la revenirea Domnului, întâlnim aceleași categorii de oameni. Nepăsători, amăgiți și sfinți. Acum eu am să spun câteva cuvinte, dumneavoastră fiți atenți, că la urmă vă cer un lucru. Vă cer să vă treceți într-o categorie din asta. Scrie în Isaia 44 cu 5.
Unul va spune, sunt al Domnului, iar altul se va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt. La urmă luați stiloul conștiinței și spuneți, măi, eu mă trec în asta, sau eu mă trec în asta, lantă. Și că sunt nepăsători în lume, în 8 miliarde de oameni, treaba lor. Că sunt oameni nepăsători în toată creștinătatea, treaba lor. Eu mă întreb la Betel, la Arad, între pocăiți, sunt nepăsători? Și spune în Evrei capitolul 2 cu versetul 2. Și dacă orice abatere și orice neascultare a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ce înseamnă să stai nepăsător față de mântuire? Noi știm că mântuirea, Efeseni 2 cu 8, e prin credință. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Deci eu am crezut în jertfa Domnului Iisus, cred, îs mântuit. Păi Biblia spune că prin credință suntem mântuiți. Numai că apare o problemă. În Iacob capitolul 2, versetul 26 spune așa. Căci după cum trupul fără duh e mort, tot așa credința fără fapte este moartă. Întrebare logică. Poți fi mântuit printr-o credință moartă? Acum ne uităm în Scriptură și gândim că mântuirea e prin credință, dar credința mea e moartă. De ce? Pentru că credința trebuie demonstrată prin fapte. Înseamnă că și mântuirea are niște fapte care o însoțesc. Nu așa spune în Evrei 6 cu 9? Măcar că vorbim astfel, fraților, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci mântuirea se pare că nu e un instantaneu. Mântuirea este un proces. În Filipeni 2 cu 12 spune, duceți mântuirea voastră până la capăt. Asta înseamnă că e în timp, înseamnă că e o distanță, înseamnă că eu am datoria să duc mântuirea până la capăt. Și mântuirea asta care o duc până la capăt trebuie să aibă lucruri care însoțesc mântuirea. Eu socotesc că fiind nepăsător de lucrurile care însoțesc mântuirea și neavând lucrurile acestea, ești direct nepăsător față de mântuire. Că mântuirea are lucrurile astea. Ea nu merge singură. Care sunt lucrurile acestea? Am luat Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, Biserica Primară. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas trăpuși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta e pentru voi, copiii voștri, oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu la pocăință, și cu multe alte cuvinte îndemna, sfătuia, mărturisea și le zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Aici mântuirea are trei condiții. Pocăința, botez în apă și botez cu Duhul Sfânt. Mântuiți-vă. Și pune trei condiții aici. A fi nepăsător față de mântuire înseamnă să fii nepăsător de rânduielile așezate în Sfânta Scriptură. Noi în satul noi am avut un om care a venit la adunare peste 30 de ani, nu a luat niciodată botezul, că el avea un argument, că tâlharul nu a fost botezat și a mers în rai. A spus, omule, asta e o excepție. Excepțiile întotdeauna le face Dumnezeu. Noi predicăm regula. Să fii din casă de pocăiți, din familie de pocăiți, să ai ani de zile când vii la adunare, să fii convins că trebuie lucrurile astea și să nu le faci, eu o trec ca o nepăsare. A fi nepăsător de rânduiala biblică, ești nepăsător față de mântuire. A fi nepăsător față de botezul cu Duhul Sfânt, că intrați îndată în stăruință, ești nepăsător față de mântuire. Și nu știu dacă nu v-am mai spus, am înțeles că din toată creștinătatea
și din toate cultele creștine, ceea ce înseamnă ortodoxi, catolici, greco-catolici, protestanți, numai în cultul pentecostal se pune problema dacă botezul cu Duhul Sfânt îi condiții de mântuire. În toate cultele creștine, botezul cu Duhul Sfânt îi condiție de mântuire. Că ortodoxul botează copilul de mic, dar apoi îi face mirungere, îl dă cu ulei pe frunte, la ei asta e botez cu Duhul Sfânt. Nu poți fi ortodox dacă nu ai aceste lucruri. Catolicii au felul lor, protestanții unii înțeleg botezul cu Duhul Sfânt în Efeseni 1:13, când am primit cuvântul, am fost pecetluiți, dar nu acceptă fără pecetluire. Numai la noi se pune problema, la penticostali, atât am studiat, până când din cauza copacilor nu mai vedem pădurea. Oare trebuie Duhul Sfânt? Dar voi începe stăruință din mâine seara. Îndemnul meu este: nu stați nepăsători față de rânduiala aceasta. Veniți aici, cereți botez cu Duhul Sfânt, cereți umplere cu Duhul Sfânt, cereți darurile Duhul Sfânt și Dumnezeu să vă le dea. Pentru că Pavel îi spunea lui Timotei, capitolul 4, versetul 14, nu fi nepăsător, acum, de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinii către ceata prezbiterilor. A primi un dar de la Domnul și să nu lucrezi cu el e o dovadă de nepăsare. În 1 Corinteni 14:3 spune că prorocia, zidire, sfătuire și mângâiere. Diavolul nu vrea ca adunarea din Betel să fie zidită, sfătuită și mângâiată. Și atunci el va lupta împotriva acestor lucruri. Cum? În primul rând, pune o comoditate și un duh de frică în lucrători. Omul care a primit un singur talent și l-a învelit în ștergar, el o da înapoi când a venit stăpânul, mi-a fost frică, n-a fost lăudat. Rob, viclean și leneș. Ăsta a fost eticheta care i s-a pus pe ăsta. Îi mai comod să stai pe bancă, fraților. Eu mă uit, aici sunteți sute de oameni. Câte capuri sunt dacă le-aș număra, atâtea minți și atâtea judecăți asupra mea. Dacă stau acolo pe bancă, sunt mai liniștit, n-aveți să te judeca. Să fiu încheiat la haină, să nu casc, să nu fac nu știu ce. Dar acum, acum mă ridic și vorbesc, toți mă judecați. Asta înseamnă că stăm liniștiți, suntem comozi, vine diavolul cu prima ispită a comodității. Dar Pavel spune, nu fi nepăsător de darul care e în tine. Tu ești un mădular în trupul Hristos. Efeseni 4:16, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Ești un mădular viu. Dacă nu vii la adunare, dacă nu ești mădular viu, dacă nu simți prezența Duhului Sfânt, vorba unui frate, ești doar o proteză. Samin cu mădularul, dacă te uiți departe, pare mădular, dar e proteză. Noi suntem mădulare vii în trupul lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Are diavolul și alte lucruri, dar nu intrăm. Pe unii lovește, pe alții ispitește ca să păcătuiască. Nu intrăm în detalii. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Există o astfel de nepăsare. Cronici 29:11. Și acum, fiilor, nu stați nepăsători, că Domnul v-a pus în slujba asta. Ești chemat de Dumnezeu să lucrezi. Că ești predicator, că ești proroc, cântăreț, mijlocitor, om care are pe inimă dărnicia și atâtea slujbe sunt în adunarea Domnului, nu fi nepăsător, că Domnul te-a chemat să faci lucrarea. Și mai am un gând, apoi trec la al doilea capitol. Ahaz, se duce în Damasc, vede acolo la împăratul Damascul un altar frumos tare. Face o schiță, un desen tehnic, o trimite repede la preotul Urii și spune, până vin eu, pui altarul ăsta, pe el aduci jertfe dimineață, jertfe de seară, arde tot, jertfe de mulțumire și mai spune acolo ceva. Cât despre altarul de aramă, altarul vechi, nu-mi pasă. Că voi, acum despre asta vorbim. Altarul de aramă, de o greutate ce nu se putea cântări, pus pe o mare ținută de 24 de boi, 12 perei de boi, era concepția lui Dumnezeu.
Dumnezeu i-a dat lui David izvodul ăsta, i-a desenat de la lingurile și furculițele de la templu până la altarul de aramă. Ăsta e concepția mea, ăsta trebuie să fie altarul și ăsta îl pui acolo. Știi ce spune împăratul? Nu mă interesează altarul cel vechi. Fă ce vrei cu el. Eu aduc ceva nou în templu. Seamănă asta cu rânduielile vechi și pretențiile noi. Eu spuneam la noi, eu gestionez o moștenire primită de la bunicii mei, de la oameni care au fost la Cernăuți condamnați pe ani grei de pușcărie. Ei au stabilit împreună cu Duhul Sfânt și cu Evanghelia niște rânduieli. O dat o linie melodică la cântări. O stabilit o ținută să fie smerită și decentă. O stabilit cum să fie nunțele, cum să fie mormântările. Cât participăm sau nu participăm, că în Efeseni 5:11 spune nu luați deloc parte la lucrări neroditoare, ba mai degrabă osândiți-le pe față. Și după ce am mers an de an de zile pe linia asta, gândită de frați, de oameni al lui Dumnezeu, ne întâmpină acum unele dorințe. Trebuie să schimbăm cântările, trebuie să schimbăm rânduiala, trebuie să schimbăm felul de închinare, de hatârul împăratul Asirii, schimbăm pridvorul lui Solomon și intrarea de afară. Prea multe schimbări și nu se schimbă cu lucruri mai bune, cu lucruri mai lumești. Pentru că nu ne pasă de rânduiala veche. Asta înseamnă să fii nepăsător. A fi nepăsător față de mântuire, e să fii nepăsător față de rânduielile biblice. 2. Creștinii vindeau ogoarele averile, puneau la picioarele apostolilor și împărțeau după nevoia fiecăruia. Întrebarea mea este, ne mai cunoaștem nevoile? Când 2 Corinteni Pave spune aici, nu-i vorba că unul să fie împovărat și unul să fie ușurat. Nu, nu, îi vorba de o egalitate, plusul meu să acopere nevoile altora. Dar fără să intru în detalii în domeniul acesta, eu constat că în adunările noastre nu prea cunoaștem nevoile celuilalt. Suntem nepăsători față de ele. Și în al treilea rând, ucenicii erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Părtășia frățească. Acum sunteți mulți. Și de regulă aici cred că se vine la adunare, nu vreau să vorbesc de prezență la adunare, se poate că am vorbit. Dacă îmi stai acasă și-i timp de rugăciune și nu vii, când frații tăi se roagă, când frații tăi mâine seară vin la stăruință, unii vin ca să primească umplerea aceea cu Duhul Sfânt, darul de la Duhul Sfânt, și tu pierzi timp acasă, nu suntem nepăsători față de mântuire? Că primii ucenici, primii creștini respectau rânduielile, erau atenți cu nevoile altora și căutau părtășia. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Poate nu se trece nimeni în categoria asta și nici să nu vă treceți. Poate la verificarea făcută ați găsit că nu lipsiți de la adunare, sunteți interesați. Doamne ajută la asta. A doua categorie, câteva lucruri despre a doua categorie. Oameni amăgiți. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, 2, 3, acolo spune, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, frate, vă rog să nu vă lăsați clătinați sau tulburați. În versetul 3, să nu vă lăsați amăgiți de vreo vorbă sau de vreo epistolă, ca și venind de la noi, ca și cum venirea Domnului aș fi și venit chiar. Că nu va veni până nu s-a arătat omul nelegiuire, știți dumneavoastră. Deci acolo apare o categorie de amăgiți. Cum pătrunde amăgirea asta în adunări? Cum vrea să pătrundă în biserica lui Dumnezeu? În primul rând, amăgiți prin învățătură. În Evrei capitolul 13, versetul 9 spune nimeni să nu fie amăgit de învățături străine. Că inima e bine să fie întărită prin har, nu prin mâncări. Deci amăgiți de învățături străine. Învățătura în biserica primară era un lucru de căpetenie.
Domnul Iisus a fost perceput ca învățător. I se spunea bunul învățător. În Ioan 13 spune, voi îmi ziceți învățător și bine faceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi trebuie să vă spălați. Biserica primară, Fapte 2:42, stăruiau în învățătura apostolilor. Că învățătura e foarte, foarte importantă, fraților. Și pentru că e foarte importantă, diavolul vine să ne amăgească aici. În Galateni, capitolul 4, versetul 3, vorbește de robia învățăturilor. Fiecare om este rob învățăturii pe care o are. Ortodoxul merge la biserică, face semnul crucii, sărută icoanele și așa mai departe, pentru că așa au fost învățat. Adventiștul sâmbăta se odihnește, reformiștii nu mănâncă carne, au rânduiala lor. De ce? Că așa au fost învățați. Pentecostalii umblă după umplerea cu Duhul Sfânt, prorocie, daruri, vindecări. De ce? Eu așa am fost crescut. Ca un om să schimbe credința sau măcar religia, el trebuie să schimbe învățătura. Să spun, învățătura asta nu mai corespunde. Uite, am altă învățătură mai bună. Pentru că oamenii sunt robi în învățăturii pe care o au. Printre robiile de care vorbește Scriptura este și robia învățăturilor. Pentru că învățătura e foarte importantă, diavolul vine cu amăgire chiar aici în învățătura. Când vorbim despre venirea Domnului, Petru se confruntă cu o categorie de oameni. 2 Petru capitolul 3, de la versetul 3, 4, 5 în jos. Să știți că în vremea de urmă, mai întâi vor veni bajocoritori plini de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde-i făgăduința venirii lui, că de când nu a dormit părinții noștri, toate sunt ca la începutul zidirii. Că în adins se facă, nu știu că din oare era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apei, și că cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată. Prima dată vin batjocoritorii, spun, nu-i nicio venire, nu-i niciun sfârșit. Noi îl învățăm la școală pe Eminescu, care în împăraș sau în Epigonii spunea căci morți sunt cei muriți. Dar nu e așa. Există o revenire a Domnului, există un sfârșit al tuturor lucrurilor, sfârșitul tuturor lucrurilor e aproape, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce a zis că vine va veni și noi îl așteptăm pe Domnul. Ei, ca să spui că nu-i nimic, e o învățătură străină, e o amăgire. Pavel se confruntă cu unul care spunea în Timotei 2, 17, 18, din numărul lor sunt Imeneu și Filet, a căror învățătură așa roade ca cangrena. Ei zic o și venit învierea și răstoarnă credința multora. Ăștia la poli opuși. Unii spun că nu este, alții spun că a venit deja. Și răstoarnă credința multora. Nici asta nu e adevărat. Nici asta nu e adevărat. Unii interpretează semnele venirii doar prin știința lor. Spune Isaia 47:10, știința ta te-a dus în amăgire. De ce sunt atâtea evenimente? Domnul i-a dat ca semne ale revenirii sale, da? Da, oamenii spun, datorită încălzării globale, a scăzut stratul de ozon, de ce e dinge iarna, plouă vara, dar ce facem cu toate cu tremurile? O fost, o mai fie, război, o fost, o să mai fie. Și toate semnele revenirii Domnului sunt interpretate științific. O seamă de oameni foarte deștepți și spune acolo, știința ta te-a dus în amăgire. Dumnezeu să ne dea pricepere, fraților. Când vorbim de amăgirea prin învățătură ca și conținut, ca și expunere, Roman 16:18, prin cuvântări dulci și amăgitoare. Predică frumos, e dulce, dar e amăgitor. Amăgitor. În Petru spune prin cuvântări înduplecătoare, 2 Petru 2 cu 3, cuvântări înșelătoare. În Psalmul 94 cu 4 spune prin cuvântări puternice.
Sunt fel de fel de oameni. Unul e atât de blând și de bun și altul vorbește, e un lider puternic. Dar pe mine nu mă interesează expunerea aceea. Pe mine mă interesează conținutul. Îi drept ceea ce spune sau nu îi drept? Alții au un alt fel de amăgire. Se hazardează să deie pronosticuri vis-a-vis de venirea Domnului. Și spuneam 3:6 Matei acolo, despre ziua aceea e ceasul acela nu știe, dar ei știu. Eu am făcut studiu biblic cu un mare teolog și el ne-a demonstrat cu Biblia în mână că venirea Domnului va fi în 1997. La Speranța în Suceava au venit, ne-au adunat mulți predicatori, atunci va fi venirea. Eu după capul meu știam că e în 2000, așa. Mă socotem eu câți ani am să am, dacă aș fi un surat, de mic copil mă gândeam la asta, dacă o să am familie. Ei, ăsta au grăbit, o să în 97. O trecut 97, m-am întâlnit. O venit să predice la Suceava, mi-a spus, frate, a fost o eroare de calcul. Venirea Domnului în 2000, nu știu cât a spus el, o trecut. Alții au spus că în 2016, alții în 2019. Eu știți ce văd în asta? O tactică a vrășmașului. Eu când eram mic la școală, era o poveste, nu mai știu dacă care e în clasă primare. Când un băiat păștea oile și când păștea oile ca să râdă de oamenii din sat, au început să strige, lupul la oi, lupul la oi. Și au sărit oameni cu furci, cu topoare, cu pari, să fugărească. Când s-a dus acolo, băiatul râdea, nu era niciun lup. A doua oară iar o măgit, oamenii iar au fugit. A treia oară a venit lupul. Și el iar, lupul la oi, striga oamenii, a dat bate joc de noi. Și eu mâncat lupul oile. Pentru că cei care se hasar, vine Domnul 97, vine în 2000, vine în 2000, până oamenii spun, lasă-mă că m-am săturat de a te veni. Și asta e o tactică a vrășmașului, dăm pronosticuri care nu se împlinesc și oamenii ajung să nu mai creadă. Asta este o amăgire. Dumnezeu să ne păzească, fraților, și să fim treji la lucrul ăsta. Ce facem? Cum luptăm cu învățătura asta? Păi spune în Fapte capitolul 17 de la versetul 10 în jos că Pavel ajunge la Berea, predică. Dar oamenii ăștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Se duceau și cercetau dacă ce li se spune așa. Frații mei, ne cunoaștem bine. Nu m-am uitat, dar cred că e 100 predică. M-a pus fratele Iosif să scriu pe carnet. Cred că asta e a 100, dacă n-am depășit, de când predic aici. N-am pretenția să mă credeți pe mine, nu. Dar am pretenția să vă duceți acasă, să puneți mâna pe Scriptură și să cercetați dacă ce am spus e așa. Și ce scrie în Scriptură, aceea să faceți. Domnul să ne ajute la asta. Cercetați Scripturile că ele mărturisesc despre Hristos. În ele găsim viață veșnică, așa s-o cotim noi. Ioan 2:27 e o altă soluție. Ungerea pe care ați primit-o, și ungerea asta nu e o minciune adevărată, ungerea asta vă învață toate lucrurile. Veniți mâine la stăruință? Să vină ungerea asta peste voi. Și apoi pot să vină, fraților, orice predicator și orice amăgitor și oricum s-ar manifesta, ungerea din mine îmi spune asta nu-i bun. Cred că v-am povestit, un frate de la Sfântul Iliu a venit, eu conduceam în slujba și spune, avem un misionar din Germania, un om al lui Dumnezeu, un om așa, îl punem la cuvânt. Măi, eu nu știu, dar pe barba ta îl pun, frate, fără probleme. Domnule, a început omul ăsta să vorbească la amvon, totul după Scriptură. Ceva din mine îmi spunea că nu-i bun, nu mă simțeam confortabil. Mă uitam în Biblie, mai așa-i cum spune. Ceva din mine spunea nu-i bun. Și la un moment dat a început să predice de revelațiile Domnului, descoperirile și prorocii mari. Ultimul a fost William Brahmach, pe care Dumnezeu, eu cu 3 zile înainte am terminat de citit o carte despre brahmaniști. Mi-a dat-o cineva, poate nu întâmplător, și am spus, oh, ăsta e de aceala. Dar și până a se da el de gol, eu am simțit că ceva nu-i bun. Bine, a rezolvat problema, nu am făcut scandal, el în mod elegant, am spus la frate să stai liniștiți. Dar ungerea de tine, dacă eu vin aici și spun ceva, ungerea nu spune nimic? Eu am, cu ocazia sărbătorilor, nu mă judecați, că nu sunt fanatic.
Dar ceva vreau să corectăm. M-am ridicat la amvonul în biserică și am spus, fraților, îmi dați voie să vă spun câteva minciuni de aici la amvon. Și frații au tăcut. Zic, promit că vi le spun frumos. Și frații, nu-mi dați voie. Unul a spus, nu. Bun, atunci am să vi le cânt. Că prin cântare le primiți. Astăzi s-a născut Iisus. Și frații zâmbeau. Iisus s-a născut, dar nu în ziua în care îi spune-o pe 25 decembrie. S-a născut și mulțumim Domnului că s-a născut. Dar măcar să corectăm ceva în învățătură, corectăm ceva în cântare. Că ungerea ne învață, fraților. Când vine amăgirea prin învățătură, în conținut, în expunere, în fel de hazard, în pronosticuri, Duhul Sfânt din mine mă învață, fraților. Pun mâna pe Scriptură și cercetez să văd dacă e așa. Asta vă recomand tuturora. Dumnezeu să vă ajute. Amăgire. Prin învățătură, prin carisme false. La noi, la Pentecostală, tare prin prorociile. Prin prorociile tare. Eu le încurajez. Dar vorba fratelui Viorel, care în zonă se ocupă acolo de învățătura cu prorocii el. Spune în Ezechiel 14 cu 9 parcă. De unul care insistă și vrea un răspuns de la Domnul, dacă prorocul ăla se lasă amăgit, Domnul nimicește. Spune în Deuteronom 13, de unul care prorocește, se împlinește, dar ne îndeamnă să mergem după Dumnezei străini, să nu credem. Știți ce înseamnă carisme falsă? Că astea prind la noi la Pentecostal. Arătarea lui 2 Tesaloniceni, capitolul 2, la versetul 9, se va face prin tot semnul de minuni și puteri mincinoase și prin amăgirile satane. Apocalipsa 13 cu 14, va coborî foc din cer. Fraților, noi suntem așa de amăgiți de repede numai printr-o pseudo-vindecare. Că sunt grozav de mulți vindecători din ăștia care caută bolnavi. Umblă cu camera de filmat după dânsă, parcă te-a durut capul și mărturisește că nu te mai doare, parcă nu știu ce, parcă nu... Și vai ce extază în adunări. Dar dacă cineva ar coborî foc din cer, cât ar fi de greu să deosebim amăgirea asta? Pentru că aceste carisme false or să amăgească biserica. Dar ungerea și plinătatea Duhului nu ne va înșela niciodată. Îi vom cunoaște și mă rog Domnul să ne dea această ungere tuturor fraților. Amăgire prin poftele firii pământești. Iob spunea în 31:9, dacă mi-aș fi lăsat inima amăgită de vreo femeie, atunci spune acolo ce se întâmple. Bărbați cu inima amăgită după altă femeie. O femeie cu inima amăgită după un alt bărbat. Petru spunea acolo că Dumnezeu va pedepsi pe cei care nesocotesc stăpânirile și pe cei care poftesc după trupul altuia. Că în Matei 5:28 e o avertizare foarte severă. Cine se uită la o femeie să o poftească, o și păcătuit cu ea în inima lui. Și amăgirea asta a poftelor firii pământești, și nu le înșuruiesc aici pe toate, îi la mod în ziua de astăzi. Pentru că o categorie de oameni sunt oameni nepăsători, da? Matei 24:37, ca în vremea lui Noe, beau, mâncau, se însurau, se măritau, zâdeau, sădeau, n-au știut nimic. Sunt din ăștia destui de mulți. O categorie sunt de oameni amăgiți, prin învățătură, prin carisme, minuni pseudo, false, da? Și prin poftele firii pământești. Și are diavolul metode de amăgire pentru fiecare. La noi, la începutul de pocăință, când s-a făcut CAP-ul în 62, un uncheș de-al meu, născut în pocăință, frate cu mama, tata lui la Cernăuț. Cineva a avut o vedenie pentru el, frate Vasile. O venit diavolul la matale cu o tavă de prăjituri. Și te-ai luat, o că asta nu-ți place, asta nu-ți place, asta nu... Uite, asta mi-ar place. Și ai luat o prăjitură și ai mâncat-o. A spus Domnul că e de la diavolul. E pe placul tău. L-a pus brigadier la CAP-ul. Și lui îi plăcea un pic șăfia. Era și mai istez decât alții.
și-a fost câțiva ani brigadier la CAP-ul. Intrat în conflict cu oamenii, trebuie să facă compromisuri cu autoritățile, până când a venit la frate, a spus, fraților, vreau să dau prăjitura înapoi, m-am săturat de prăjitura asta, nu-mi mai trebuie, vreau să rămân. Nu era un om păcătos, nu era un om păcătos. La noi a predicat un frate de aici, de la Timiș, el e din Bosani, dar e păstor aici, eu zic, fraților, cele mai mari probleme nu le-am avut în adunare cu păcătoșă. Le-am avut cu oameni care nu puteam să-i pun deoparte, că n-aveau păcate, dar mi-au făcut zile fripte oamenii ăștia. Cu duc de înălțare, cu doriți de întăitate, cu răzvrătire, și n-aveam să-i fac proces verbal, că de-ar fi căzut un păcat însemnam. Dar ei erau morali, erau buni, dar îmi făceau probleme. Omul ăsta n-a fost niciodată un păcătos. Dar văzând compromisurile care trebuia să le facă, omul la frate și a spus la proroc, frate, vederea dumitale, am luat o prăjitură, vreau să o dau înapoi, să rămân cu adunarea. L-a ținut Domnul în adunare până la aproape 90 de ani. A fost un om pocăit. Fraților, are diavolul metode ca să vie să ne amăgească, nu cu una, cu alta. Și când vorbim de amăgirile firii pământești, e o grămadă, o grămadă de lucruri puse pe lista asta. Eu mă rog Domnului să nu facem parte nici din categoria asta. Vrea careva să se treacă la nepăsători? Vedem mâine seara, vedem joi seara, vedem la celelalte slujbe, când n-aveți, când stați acasă de multe ori așa, fără să vă piese că e adunare, atunci să vă trece. Vrea careva să se treacă în rândul celor amăgiți? Ne lăsăm amăgiți prin învățătură, prin diferite daruri, așa spuse cu ghilimele. Amăgiți de firea pământească? Dar este și a treia categorie. Aici, dacă ne-am putea trece cu mâna noastră, am spune slăvit să fie Domnul. Oameni sfinți și călăuziți. Așa să fim noi. Suntem în apropierea revenirii Domnului Iisus. Suntem lipiți de asta. Nu mai stați cu capul sucit la spate la ceea ce a fost. Uitând ce a fost. Și aruncându-ne spre ce este înainte, fraților. 1 Corinteni 15:51-52, fraților, nu vreau să nu știți taina aceasta, nu o să murim toți, dar toți o să fim transformați la sunetul trâmbiță, la cea din urmă trâmbiță, și vom ieși și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Nu știu dacă ne mai întâlnim, nu știu când ne întâlnim, viitorul nu-l știe nimeni. Dar aș vrea din categoria celor care îl așteaptă pe Domnul să fii și voi. Ia te rog pana conștiinței și spune, în categoria a treia mă scriu eu, om sfânt, om călăuzit și om care îl aștept pe Domnul. Domnul așa să ne facă pe toți. Amin.